you made clear. Salutare, dragi tovarăși, și bine v-am găsit la un nou episod de GTA 4, aici cu gangsterul nostru, Nicușor. Nu mă hotram să zic Nicușor sau Nico, mă rog, hai să ne numim de aici Sentinelul de data trecută, că nici măcar episodul anterior nu l-am filmat. Acum când filmez eu, e... cred că am pus a doua misiune din Call of Duty 2 când filmez eu episodul ăsta. Mamă, ăsta e heavy metal de la rusesc. Sau... a, ba nu, englezii ce vorbesc aia. Mă rog, hai să mergem la misiune. Pe unde căcasul eu, că nici nu știu. Mă rog, ce vreau să zic, ia curba cu Sentinelul. Deci, de-abia, cred că am pus al doilea episod de Call of Duty 2 când filmez eu ăsta. De-abia am randat și episodul ăla anteriorul, care l-am avut ca invitat special pe Bogdan. Și bine că am luat Wanted, futu-s Dumnezeu, mătii. Ai, nu muri, nu muri. Ok, milițian aici, dă-l recu. Hai, trage. Trage, mă, n-auzi, mă, să tragi, n-ai tu pe o să tragi. Vezi, am fost în psihologie inversă și n-a tras în mine. Mă rog, dilim aici un stâlp pentru că ne place să lovim stâlpii. Mai dilim aici încă o mașină. Ce dracu ăsta vine pe câmp? Ok, să mă duc la misiune, că poate scap de Wanted așa. Ne, nu, se duce Wanted-ul, oricum. Gata, am scăpat, bun. Hai să vedem ce misiune de aici. Deci de-abia am randat episodul ăla cu Bogdan. Și... opa, ne pune să mergem la sex shop. Personaj nou, Dimitri. Lui ăsta o să zicem... Dumitru, pentru că Dimitru, hai mă că merge. E că am distrus mașina asta, măcar am bușit-o în ambele părți ale botului. E un pic mai mult pe partea stângă, trebuie să mai bușe și în parte. Dar bine că vine asta cu mașina gunoi pe contra, înseamnă bine, nici măcar nu sunt dungi pe aici, dar pe asta e altă parte. Dungi pe asfalt, hai, bagă-te. Ma, dar chiar că derapează bine, cred că sentinelul ăsta e făcut după BMW sau nu știu. Semăna mult în GTA 3 sentinelul cu BMW-ul, aici nu prea arata BMW. Bine, eu oricum nu prea le-am cu mașini, adică dacă mă e cu motor de tipul ăla... Nu știu, nu prea sunt pasiune mașini, nici nu prea m-am interesat și nici nu prea m-am confruntat, ca să zic așa, să am ocazia să... nu știu, să fiu nevoit să studiez mai mult despre mașini. Na, eu le-am ca lumea cu calculatoarele, că na. Stau pe calculator, am învățat așa, în propria experiență. Acum fiecare cu pasiunile sale. Hai să mergem aici la sex shop. Ia să vedem ce se întâmplă. Deci intră aici Dimitri. Nu, frumos. Eu am intrat primul, dar probabil tot pe Dimitri la ta. Hai, scoate pistolul la el. Așa, hai că Dimitri ăsta e rău de tot. Ia să vedem. Mă, câte afișe cu femeie. Iată, pe bulangește asta. Mă, ăștia au reviste porno pe masă, ați văzut? Cred că știu ce clickbait o să fac cu videoclipul ăsta. Mergem la sex shop. Numele videoclipului. Al dracu cum face să dea cu pumnul în noi. Ia dă-i un glonț acum în cap, Dimitri. Hai că-mi place personajul ăsta, e mișto. O, avem noi onoarea să tragem. Hai da cu Nicușor style. Bun. Era și o chestie să nu te bărbierești în noiembrie. Cam așa arată și Nicu acum. Chestia asta m-am aplicat-o cam prin octombrie, un fără bărbierit. Ia un glonț în picior, gata, să nu mai fuți picioare în gard. Ia, dar ce i-o dat în cap. Ok, să mergem pe Dimitri. Da, mai vreau să-i dau lui ăsta un glonț în mâna dreaptă să nu se mai masturbeze. Bun. Hai să vedem ce au ăștia pe aici pe la sex shop. Ceva stripteză. Făcută tot așa pe calculator. Un vulcan, cred că ar trebui să fie ceva genul erecție. Homes, altă stripteză. Hai să vedem ce mai pe aici. Văd că niște reviste porno. Că n-ai sex shop. Destul de interesant pe aici. Și mai multe reviste. Iam în jos așa ce mai... alte reviste, oare asta? Astea sunt DVD-uri. Interesant ce avem noi pe aici, din ce mai e. Stai,
Ce dracule e asta? Vedeți și voi pădurea amazoniană ce e acolo? Ai de cap! Nu, deja m-am scârbit de tot. Ia văd că ăștia au televizoare. Ceva futai pe acolo ne trebuie. Alta care o suge pe... Ia mă, dacă trag în priză. Ne, nu merge. Las că dăm un glonț acolo. Ia mă, fac să cadă televizorul ăla. Și așa n-am ce face. Și hai că cade. Ia stai un pic, hai să-l iau la picioare. Bă, că le-au la picioare și degeaba. Că cam aș pierde televizor. Ia dă-i cu shotgun-ul. Cred că l-am terminat. Nu pot să încarc. Hai să-l ducem pe Dimitri acasă. Probabil acasă trebuie să-l ducem. Opa! Gun store. Hai că-mi place cum sună asta. Să mergem la magazinul de arme atunci. Hai cu șaila la lau pe fundal. Dar mai întâi să ne luăm altă mașină. Uite, asta cred că ar fi trebuie să fie ceva pe Mercedes. Mercedes sau Mercedes se zice. Abar n-am. V-am spus, nu prea le-am cu mașină. Dacă nu prea sunt pasionat așa de mașină, că e să mă las calculatoare și astea le-am super bine. Sau cu wrestling-ul la fel. Acum mulți zic, de ce te uiți la wrestling? Că e fals, e vrăjeal, nu știu ce. Și eu zic, e ca un serial wrestling. La serial de ce nu te uiți? Păi în wrestling ăia nu se bat pe bune, se prefac. Păi și în filme serial ăia se bat pe bune. Da, dar nu se efecte așa proaste acolo. În filme ca la wrestling. Păi la filme, domne, se trag mai multe duble. Aia când greșești ceva încep să râdă. Când la wrestling totul e live. Vă sunt în fața la sute de mii de oameni. Așa că nu mai criticați wrestling-ul dacă cineva se uită la el. Mihail. Ce am intrat în zidul ăla. Hai că parcă e intactă. Hai că nu se vede că e bușită. Decât un pic pe acolo. Nu ce l-am din lipul ăla. Nimă niște bani, dar nu stau să iau acum. Parcă s-aude un pic când bagi viteze. Ia asta să încerc să plec așa cu demaraj. Ne, n-a mers. Așa, stai mă că partea asta trebuia să merg. Se auzi rău un pic când am, când am băgat accelerația pe shift. Ne, nu știu. Se auzi rău un pic când am accelerat bine, dar asta nu e mașina așa puternică. Sau mi s-o fi părut mie, cine știe. Uite niște curve studente. Duceți-vă, dracu, ce l-a apas de-a pe capotă. Stai-mi, vă, crezi că ai scăpat și tu? Du-te, dracu, și tu. Mamă, sunt un criminal în serie. Mai ales că acum am primit și mesaj pe WhatsApp frumos. Când vreau să filmez, trebuie să fiu bombardat de mesaje pe WhatsApp. Hai, da. Nu știu, cred că în fiecare episod de GTA 4 zic că am primit mesaj pe WhatsApp. Mamă, câte arme sunt aici, mâncați. Și câte arme avem. Uite și gagice acolo cu puștile în mână. Futeam aș pe el de WhatsApp că trebuie să primez mesaje vocale. Bun, hai să cumpărăm micro SMG. Uite la aici. Bun, examinează weapon-ul, că nu știu ce, dacă e fake, ok. Stai că mai cumpăr. Mai dăm muniție, gata. Hai că am luat destul de gloanțe. Mamă, 34 de gloanțe să moară mă ăsta. Shotgun, am bani de pula, nu mai am bani de shotgun. Ia să văd, poate să ia morții afară. Să iau o bâtă. Iau bâtă în loc de cuțit. Ne, mai bine briceac. Sau totuși bâtă. Tena, dau bani pe bâtă. Las că am briceacul ăsta. Parcă mai mișto cu briceac decât cu bâta. Ma, dar n-am gloanțe. Bă, astea pe care le-am dili pe trecere. Ce mai e vreuna? Stai să fac rost de bani. Vreau să-mi iau și niște bani de shotgun. Hai mă, trecem cu acea. Ok, 71. Încă un mesaj pe WhatsApp, frumos. Vreau să-mi iau și puține gloanțe și organ. Gat. Stai, mai vine unul. Ăsta nu mi-a dat bani. Hai mă, încă puțin bani să pot să fac rost de... Gata, 100. 95, băga mi-aș.
calco și pasta și gata. Cred că acum ne-au venit banii. Nu? Uite acolo bani. Gata. Hai să luăm un încărcător deci de shotgun să ne ajungă. Nu, da, dar mai știi când îți trebuie gloanțe și shotgun? Poate am exagerat cu gloanțe atunci de micro SMG. 750, cam multe. Bine că am avut cuțitul ăsta și... Stai mă, unde shotgun-ul pe par... Ce mai... grine... Armură, poți să-mi iau armură? Ai dă mă, s-a $500 armura. Dă încă o gloanță de shotgun. Și să mergem. Mergem cu uziul în mână, să-l ducem pe Dimitri la destinație unde vrea să-l ducem. Dimitri! Trebuie să mergem la Mr. Faustin, la casa lui Mr. ăsta, ok. Ce dracu-i muzica asta? Al mesaj pe WhatsApp. Firar al dracu de WhatsApp. Acum văd că am mesaj pe WhatsApp că țin telefonul sprijin de monitor ca să mă uit la ceas de cât timp filmez, să văd de cât timp filmez. Nima Andrei, ăla e nume de român. Perfect, avem și un Andrei în echipă. Deci în joc. Deci până acum ce avem? Mitică, Nicușor, Dumitru, Vlad, pe care l-am omorât în episodul trecut. Hai mă, s-a terminat aici melodia. Ok. Păi stai, nu-l duc acasă aici? Ba da. Măcar muzica lui Codrin să fie fără copyright. Ce m-am bujit aici. Hai de cap, cum a ajuns mașina asta. Trebuie să fiu atent pe aici, căci când fur o mașină, trebuie să apare imediat un milițian. Și mașina faină niciodată nu mi-apare pe aici. Hai mă, nu pot să dau skip la asta. Văd când ia. Nu lăsați gunoaie pe stradă. Iată că uite, mai tomberonul. Da, s-a aruncat gunoaiele în el. Și parcă mai în spate erau niște gunoaie. Uite o mașină acolo, hai să iau pe aia. Iată aici. Mă, ce, asta ce e? Nu știu ce, dar arată mișto rău. Ia mă, Turismo. Ia mă, unde e hard ăla, hard. Stai un pic, era un poz ăsta cu un fel de rock pe acolo, heavy metal. Oh, ce-mi crește adrenalina, Mă simt ca un virgin care fute pentru a doua oară. Expresia asta m-a auzit la Codrin. Nu mă judecați. Ia mă și pe Liberty Rock ce reclamă. Nu țin mult pe ăla că mie că mi-au copii. Hai da la Jacob. Mai mult ca sigur când o să... Ce vreau să zic? Deci n-am postat episodul anterior în care am făcut prima misiune cu Jacob. Așa că nu știu ce nume mi-ați dat să-l botez pe Jacob. Lăsați și la episodul ăsta comentarii. Ce nume se dă lui Jacob? Și fu ăsta e în altă parte încâte. Ia stai un pic. Fu ăsta pe unde dracu e? E pe aici. Lu Fustin, cum se zicem? Ăla îi zicem Funnel. Gata, hai că am dat aici un nume lui Fustin. Funnel. Și Little Jacob, care să fie? Little Jacob. Găsiți-vă nume să-i dau Little Jacob. Dar la român chiar nu m-am gândit. Nu m-am gândit nicio secundă să-i dau numele Mitică. Și chiar mișto. Mă știam să primesc nume de astea, Gigel, care au mai fost folosite. Dar Mitică mi s-a părut mișto. Ok. Sărim peste Cinematic. Să găsesc un dealer în nu știu unde. Măcar avem bolidul ăsta. Mă, ce mișto e să moară măsă. Mă, gata, acum știu unde pot să-mi iau mașină. Ce ruginită e aia. Mai bine mi-au încă una. Mai bine mi-au o bicicletă decât să cumpăr o mașină din aia. Degeaba-i Ron acum dacă are același rol. Deci aruncăm gunoaie în tomberon. Așa frecvent dacă-și găsesc locul oricum. Pe urmă în parlament. Consumator fără mai e mult până acolo. Ia de aici, ia oricum 0% grăsime și 24% TVA. Și în alte țări nici nu există TVA. Sau e foarte mic de 5% la orice. Justificați de calificativ. Vreau să fac ce vreau când beau mainstream. Stai cu minte, nu mă prie. Aia e de sticla de vin. Am făcut, am
Bun, văd că mergem în cealaltă parte a orașului, cartier, sector, morțiului, cum se zice. Asta înseamnă un singur lucru, poate o să mai apare și pe acolo alte gun shop-uri. Magazine de haine, clothes shop. Poate, cine știe, găsim și noi o garderobă mai faină pentru Nico. Nicușor, pardon. Hai că... Hai că am tors bine aici. Nici nu se vede că e bușită, ce ma... trebuie să... Prescai să plătesc drum, că-i drum cu taxă, că băgam ea și... Have a nice day, că trebuie să vă plătesc vă o taxă la drumul ăsta, băgam ea și... În Statele Unite nu scap de taxe nici de al dracu. Dar nu sunt așa multe față ca la noi la români. Sau măcar America nu își permite să ne plătească, nu există sărăcie în America. Și acum curbă bruscă. Hai că am luat bine curba. O, ADHD pe fundala. Cea mai apreciată, cred că cea mai vizionată melodie de pe albumul lor. Părerea mea, nu știu, dar cred că asta ar fi și cea mai faină. ADHD. Bun, hai să vedem ce emisiune ne dă. E bine că nu trebuie să mă pun eu într-un anumit cerc și mă oprește automat acolo. Hai să vedem ce trebuie să facem. Schimb nu pot să dau. Deci ăsta vinde droguri din câte se pare. Mox, s-a ridicat mașina când s-a dat ăsta jos, ați văzut? Deci trebuie să mă duc după ăsta. Acum trebuie să smulg radioul din mașină ca să merg cu el după mine. Bun, trebuie să-l fugărez pe bulangiul ăla. Asta nu o să fie o problemă. Bă, dar bani câți am? Nici nu știu. De fapt, nu-i văd că am dita mai chestia aia cu FPS-urile astea un pic. Pe că dracu schimbam. Păst, bun. Tot nu mi-arată banii. Am mutat FPS-urile în stânga. Deci trebuie să merg cât să nu mă vadă ăsta, să nu-i atrag atenția, să-l sperii. Dar nici să fiu prea departe ca să-i pierd urma. Uite că rămân urmele de picioare aici. Hai mă că mișto și grafica în jocul ăsta, chit că din 2008. E bun. Hai. Da, mă sună Roman. Nico, it's your cousin. You want to shoot some pool? This isn't a good time, Roman. I got another type of shooting on my mind. Și acum primesc un dislike de la Roman? Nu primesc, bun. Frumos, iar de asta să merg la bowling sau ce a zis el acolo? Sau la biliard, că ăla e cu biliardul. Iar de la asta de biliard să mergem fix când am eu misiune aici. De aici al boschetar. Dar e plin de boschetari în jocul ăsta. Bă, urât mă ăsta să moară Gibilan. Ok, deci a intrat în blocul ăsta. Mă uit și moare. 1, 2, 3, 4, 5 etaje. Văd că partea asta are doar 4. A, nu, 5 geamuri aici. Să merg după ăsta. Acum am primit mesaj pe Facebook. You are so far. Trebuie să mă grăbesc să ajung la el că-l pierd. Și n-am chef să dau fail. Futu-s morții, mătii! Cred că nu era în blocul ăsta. Băga mea și... Mesaj, try again. Try again atunci. Cred că nu a intrat în blocul ăla. Haide că... Și nici mașina nu mai am. Tu, oprește! Oprește-n gă... Tu-s morții, mă. Marș! Marș din marș! Ieși! Ieși! Mi-am scăpat și căciula și ochelarii. Dumnezeu, mătii de... O, e la fugă? Ai, Beli... Hai că m-am enervat. M-am enervat. Opresc radio-ul, cam dragi. Trecem cu coace. Puh! Stai că nu mai ajunge, mai trec o dată cu roata așa peste el. Bă, dar vreau să văd cum ies mațele pe afară, nu merge? Pare că nu. Mă, ce mă, ce țeabă mi-am luat, cred că nu trebuia să mă opresc în blocul ăla. Că mai era ușa, ați văzut? Și iar trebuie să merg acolo. Și am și pierdut mașina aia. Și m-am și demergiuit foarte puțin. Și mi-am pierdut căciula aia de ruznac și... Și...
ochelarii și acum mi-apar notificare că un coleg vrea să se înscrie Frăția Sfântului Graal și am greșit drumul. M-a luat și poliția. Grozav. Grozav, n-am ce zice. Să nu mă vadă miliția, nu că-s pe aici. Ba, m-a văzut, hai că ba, viteză mult înainte și scap, că e doar o steaua în tedu. Bă, dar abia se trăște și mașina asta, că cam aș pe ea. Hai, du-te. Acum bag aici o întoarcere. Hai, dă-te mai în spate că vine. Vine, gata, am scăpat, bun. Asta e că mă duc așa pe aici, poate ajung mai repede. Deci văd că aici e loc de futai, încât se pare, între cupluri. Iată, ai dracu homosexual ce era acolo, ați văzut? Ăsta s-a dus dracu. O iau așa, printre copași ca să ajung acolo. O, dar stai mă că trebuia să merg pe pod. Ce zice? Că n-a fost niciodată ce? I never been și n-am zis. Stai pe loc. Hai, lasă-mă să mă urc, te rog frumos. Vezi că se poate? Le schimb totuși pe... așa. Da mă, trage că mă împuști. Da mă. De Independence FM, uite, Independence așa. Ok, hai să scap o dată de Wanted. Să mă duc la misiune acolo. Trei, doi, unu, dispare Wanted-ul. Hai să mă iau după GPS să văd pe unde trebuie să merg ca să ajung pe pod acolo. Mă, ce mai ne, deci nu trebuia să intru, trebuia să ies din blocul ăla. Că mai era ușă și eu am crezut că a urcat pe scări. Ce țeapă mi-am luat să moar Gibilan. E, asta e, ne mai luăm țepi uneori. Da, bagă viteză, Nicușoare. Noi cine știe, cred că mașina asta așa pe formă pare a fi luată după vreun Volkswagen Golf. Nu știu, dar parcă dă așa Volkswagen Golf. Oprește când ia miliția. Have a nice day, că ți-am dat bani. Cu-s Dumnezeu tău. Da. Opresc dracu radioul că nu mai am niciun chef de nimic. Iată și miliția în față, să mai ia și wanted, să iau și wanted acum. Bun. Ah, da, du-te, mă, câte gunoi ai pe aici. Ce loc de boschetăreală. Atâta aici saș de gunoi, cutii de carton, tot ce trebuie. Hai că am dilit și hidrantul ăla. Îmi place că se ridică prin mașina când dilești un hidrant. Și oprește, hop. Hai să vedem ce misiune ne dă nouă acum. Bă, dar chiar așa grase, Nico. Bine, o avea 100, n-are 100, dar vreo 90 de kg o avea, că când îi punea haine, zi vedea de ta mai burta ce avea. 80-90 tot trebuie să aibă. O mașină de asta greșe se simtă o greutate de un om, cred, nu știu. Să nu fiu prea aproape de el să-l sperii. Ce dracu am făcut? M-am prins de ceva să mă sui pe clădire. Mă cred în asasin, scrii ce dracu. Ce-s astea pachete de țigări, mă, tip. Hai că văd că avem și muște. Bine, și în GTA San Andreas erau muște, dar mă rog. Ce-am dărâmat boschetarul ăla?
Poate mi-a dat dracu niște râie. Ăla văd că supraveghează construcția, ți s-o construie acolo cu șantierul ăla. Iar mesaj pe Facebook, ai de capul meu. Văd. Ma, hai că am primit. Păi ești nebun, mi-a dat o fată mesaj pe Facebook. Ma, 4 mesaje. 2 poze văd, ia mă ce mai trimite aici. Ma, nu primesc prea des mesaje pe Facebook de la fete, mai ales când vine vorba să filmez. Da, deci am mesaje pe WhatsApp, plus notificări pe Facebook, mesaje pe Facebook. Bă, să-mi zică și mie careva, cam câte, de câte ori mi s-a auzit telefonul videoclip. Că mi-a sunat. Bun, hai că la al doilea bloc îl prind pe ăla. Dau să termin misiunea asta și închei, că deja filmez de... Cred că am deja jumătate de ore când filmez. Aoleu, deja e și jumate. Mamă, aoleu. Deci am așa, grup de WhatsApp, privat pe WhatsApp, 2 mesaje pe Facebook. Hai de capul de zilele mele. Și filmez de jumătate de oră aproape. Hai că m-am obișnuit să... M-am învățat să fac videoclipuri lungi. Aș putea să tai din ele, dar... Nu știu. E munca mea să tai din ea. Ce dracu zic. Dacă crezi că ai făcut ceva mai special, da. Dar așa când e vorba să joci... Un joc de ăsta cu story... Mai bine nu tai nimic din el, că na, se pierde poveste. Mai ratezi un aspect, un bug, ceva. Uite, cum aș putea să tai o secvență în care vedem un om care își face treaba aici? Termină-ți, bă, treaba acolo. De la ori se pișori. Ia mă tărânga în mână, nu știu. Aolo, nu, 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 nu. Poate iar am greșit blocul, dar nu, n-am mai greșit blocul de data asta, că e bine. Da, aici trebuie să mă duc. Deci la ușa asta. Se deschide? Nu se deschide. Atunci e ușa asta altă. Nici asta. Deasupra. Hai, urcăm un etaj. Nimeni și un pistol. Da, avem Uzi. E aici, deci. Hai că mi-a stricat deja un încărcător. Mă, ăștia se mișcă stânga-dreapta. Hai mă, care-i șmecherul? Gata. Asta a fost tot? Să înțeleg că da. Pe aici se poate ieși? Văd că nu. Stai că acum îl mai sună și pe Jacob. Să cum ziceam, să-mi lăsați și voi în comentarii ce nume de... Ce nume să-i las lui Jacob ăsta, ce poreclă. E, hai că încheie acest episod. Sper că v-a plăcut. Ce să mai zic, vechea poveste. Dați câte un cap în gură butoanelor de sub videoclip. Ia să încerc puțin parcurs totuși. Aș putea să sar pe turnul ăsta cu apă. Și am murit, așa-i? A, ce puțin damage mi-am luat. Hai că sar așa pe clădiri. Hop, mai facem un salt, hop. Da, să mă duc să salvez. Hai că v-am lăsat aici. Cam atât. Ciao, les.